Am revenit în direct, sfârșit de săptămână plin de iubire la Băile Felix. Sute de turiști au dat deja startul și sărbătoresc ziua îndrăgostiților în avans. S-au răsfățat în băile termale pline cu spumă. De la petrecerea specială nu au lipsit nici baloanele sau cocktailurile colorate special pentru îndrăgostiți. La Băile Felix, turiștii au sărbătorit în avans Valentine's Day. Piscinele cu apă termală au fost atracția principală a îndrăgostiților. Ne bucurăm de weekendul de dinainte a Valentine's Day. Suntem de peste 10 ani căsătoriți. Relaxare fără copii care sunt acasă cu bunicii și masaje, piscină, saună și odihnă multă, că e nevoie. Îndrăgostiților, cu cine ați venit să petreceți? Din păcate cu soții. Cu soții! Suceava. 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 Cum e atmosfera? E romantică? Plăcută, romantică. Noi o facem să fie cea mai plăcută. Super! Noi suntem la început. Am mai avut relații, dar suntem la început și da, urmează să ne căsătorim. Suntem ok, așezați, da? Avem 3 băieți. Nu mai suntem la prima vârstă, dar totuși. Da. Ne iubim, suntem mereu împreună. După 24 de ani de căsnicie, acest cuplu profită de fiecare clipă romantică pregătită de gazde. Ok, foarte frumos, toate condițiile bune. Foarte secret. Înțelegerea. Atmosfera romantică s-a mutat din piscină direct în restaurante. E mâncare multă, e voie bună aici la Băile Felix. Am venit cu ocazia zilei de Valentine's Day. Împlinim și un an de căsătorie în zilele ce urmează. Da, a fost o surpriză, într-adevăr, nu mă așteptam. Aș fi zis că o să fie ceva pe marțiara, probabil, că o să ieșim undeva, de obicei cam asta facem. Dar m-a luat așa din scurt. Ne-am pregătit foarte bine, știm foarte bine că dragostea trece prin stomac, așa că de timp de 2 săptămâni pregătim cu cele mai bune preparate. În timp punem clienții cu o gustare rece, unde avem mai multe preparate. Desertul din partea casei o să fie o negresă din ciocolată belgeană, un preparat au procediat și sperăm să fie cât mai gustoasă. Și în Cluj, bucătarii au pregătit meniuri speciale pentru această sărbătoare. Aici o să avem, o să regăsim un parfait de foie gras, care vine glazurat cu ciocolată neagră și cu bere Guinness, pentru aciditate și o să fie așa un pic mai balansat. Și după aceea să se vin cu un butternut squash murat, o să avem niște semințe de caise, o să avem niște ciuperci. Pregătesc un meniu format din 7 preparate, la care oamenii au răspuns destul de bine. Avem pește, o să avem foie gras, o să avem mușchi de vită, o să avem și pui. Am încercat să facem un meniu cât mai accesibil și cât mai ok pentru toată lumea. Pentru un astfel de meniu, prețurile ajung și până la 400 de lei de persoană.